Salutare, parior, sunt Cătălin de la biletul-zilei.com, alături de colegul meu, Alex. Bine v-am regăsit la emisiunea Bilete și Punctul BZC. În emisiunea de astăzi, eu și Alex o să vă propunem două bilete din Liga Campionilor, câte unul pentru fiecare zi, marți și miercuri, da? Dar înainte de asta, Alex, să vorbim puțin despre emisiunea trecută, acolo unde am avut rezultate destul de bune și puteam să avem rezultate chiar foarte bune, dacă stăm să ne gândim așa la cum au decurs biletele noastre. Te salut, Cătălin. Da, am avut două bilete câștigătoare, biletul din Franța și biletul din Anglia. Biletul din Franța o cotă de 3,20 și biletul din Anglia o cotă de 4,59. Puteam bifa și biletul din Italia, mai aveam nevoie de un singur cartonaș la derbiul dintre Juventus și Inter. Iar la România, Oțelul a avut mai mult de 4 șuturi pe poartă, așa cum am fi crezut noi că nu ar avea Oțelul, dar uite că a reușit să aibă, puteam bifa și biletul din România. De fapt, pe toate biletele am fost foarte aproape, dar și cu acestea două pe care le-am bifat am reușit să ieșim profitabil. Da, și până să trecem la cele două bilete, Alex, să invităm băieții pe Telegram, acolo unde în continuare facem o treabă foarte bună, dar și la tine pe Instagram și pe TikTok, acolo unde activăm, de fapt pe toate platformele, dar și pe site, acolo unde colegii noștri oferă zilnic, acolo de fapt veți găsi zilnic toate meciurile cele mai importante, detaliate din toate sporturile, în principal fotbal, acolo găsiți principalele articole detaliate, dar și pe celelalte sporturi, spre exemplu, tipsterul numărul 1 în momentul de față pe site la noi este Wade, cel care oferă pronosticuri și bilete pe sporturile americane, basket și NFL. Da, deci biletul-zilei.com este site-ul nostru. Instagram, Telegram și TikTok, o să vă lăsăm link-uri în descriere, puteți să le accesați și să vă alăturați pe toate platformele. Haideți să vedem ce bilete am pregătit pentru Champions League. Avem două bilete. Ambele sunt jucate la Unibet. Dacă nu aveți cont, tot în descriere vă lăsăm un link promoțional să puteți beneficia și de un bonus de bun venit. Da, este vorba despre două bilete, cum am spus, câte unul pentru fiecare zi de Liga Campionilor. Ambele au o cotă în jur de 4 și să începem cu biletul de marți, așa cum este normal. Și avem meciul dintre AC Milan și Borussia Dortmund și mizăm noi pe peste 2,5 șuturi pe poartă ale Borussiei Dortmund, care are nevoie de victorie în această confruntare. Da, este o grupă destul de strânsă, grupa F, acolo unde activează Dortmund și Milan, mai este PSG și Newcastle. Dortmund conduce grupa cu 7 puncte, dar, v-am spus, este foarte strânsă, după cum se vede și în clasament. PSG 6 puncte, Milan 5 puncte și Newcastle 4 puncte. Totul se poate răsturna în aceste două runde cât mai sunt. Dar, totuși, minim 3 șuturi pe poartă Dortmund, zic eu că este un pariu ok, având în vedere că Dortmund este o echipă ofensivă și a avut și în tur minim 3 șuturi pe poartă și de regulă, chiar dacă se apără Milan destul de bine, zic eu că vom avea un meci cât de cât spectaculos. Da, ținând cont de situația din grupă, cum ai spus, și doar trebuie să vedem destul de multe șuturi în această confruntare. Ambele echipe vor trage pentru cele 3 puncte. Bine, Dortmund s-ar putea mulțumi și cu un rezultat de egalitate, așa cât de cât, depinde și de rezultatul din celălalt meci. Dar, cum ai spus și tu, cel puțin 3 șuturi date de Dortmund nu cred că ar trebui să fie o problemă, o cotă de 1,37. Bun, și trecem mai departe la Shakhtar cu Anverbă, mizăm pe un 1x la acest meci. Shakhtar care, chiar dacă nu traversează acum o perioadă foarte bună, să ne amintim că a câștigat cu Barcelona, da? Exact, da, în campionat nu traversează o perioadă foarte bună, dar în Liga Campionilor a reușit să producă deja surpriza, cum ai spus și tu. Este pe locul 3, de față 6 puncte, Anverp este ultima, 0 puncte, nu prea mai are pentru ce să tragă, foarte slabă echipa din Belgia în această grupă. Shakhtar încă are speranța chiar la un loc 2, depinde de rezultate. Da, adică dacă va câștiga acum cu Anverp și Barça va reuși să o învingă pe Porto, va fi la egalitate cu Porto cu câte 9 puncte și în ultima rundă se poate decide soarta și chiar ucrainienii se pot califica mai departe în Champions League. Așadar, un 1x aici
zic eu că e un pariu ok. Bun, mai departe avem confruntarea, cealaltă confruntare din această grupă, cea dintre Barcelona și Porto, unde mizăm noi ca Robert Lewandowski să dea cel puțin un șut pe spațiul porții, o cotă de 1,29, Lewandowski fiind principalul jucător în atacul catalanilor. Da, nu cred că sunt foarte multe de spus la acest pariu. Da, este singurul vârf acolo veritabil și de regulă reușește să aibă minim un șut pe poartă. De regulă el marchează, dar noi am mizat mai prudent și un șut pe poartă, zic eu că este ok. E favorită Barça, nu, o cotă de 1,50 aproape pe teren propriu. Poate să câștige Barça, dar nu e exclus să vedem și un egal, având în vedere acea înfrângere cu Shakhtar, mai vedem că și clachează catalanii. Exact. Mai departe avem două echipe destul de agresive într-o altă grupă. Meciul dintre Feyenoord cu Atletico Madrid, peste 3,5 cartonașe am ales noi, o cotă de 1,30. În meciul tur au fost numai puțin de 3, 4, 5 cartonașe în meciul tur. Da, 5 cartonașe și atenție, am ales acest pariu fiindcă este un meci, nu știu dacă decisiv, dar aproape decisiv pentru calificare, fiindcă situația în clasament stă în felul următor: Atletico 8 puncte, Lazio 7 puncte și Feyenoord 6 puncte. Deci va fi un meci crâncen pentru cel puțin pentru Feyenoord. Exact, da. Feyenoord are nevoie de cele 3 puncte pentru a spera la unul din locurile fruntașii, locul 1 sau 2. În vreme ce Atletico nu cred că se va mulțumi cu un rezultat de egalitate, deci cum ai spus și tu, ambele vor trage pentru victoria în această confruntare și ambele oricum sunt echipe care joacă destul de dur. Da, și majoritatea meciurilor din această grupă au fost destul de încinse și am văzut multe cartonașe, așadar putem spera și acum la cel puțin 4. Și încheiem tot cu meci de cartonașe la duelul dintre Young Boys și Steaua Roșie Belgrad. Am mizat pe minim 2 cartonașe în dreptul sârbilor. Din nou, un meci putem spune important pentru ambele echipe, având în vedere situația din clasament. Ambele se luptă pentru locul 3, loc care ar duce în Europa League, în play-off. Exact, ambele au câte un punct. Deja cele două echipe calificate în această grupă se cunosc, Manchester City și Leipzig. Cele două echipe, așa cum am spus, egalitate de puncte, câte un punct fiecare obținut până acum în această grupă. Și cu siguranță locul 3 este cât se poate de important pentru ambele. Nu văd o diferență așa de mare de valoare între cele două echipe, dar am ales noi cel puțin două cartonașe în dreptul sârbilor, pentru că este echipa care joacă în deplasare și totodată este echipa care are așa sângele ăsta este european, care este mai dur așa. Practic, da, și asta s-a văzut și în meciul tur cu Young Boys, atunci când sârbii au avut numai puțin de 6 cartonașe în casă. Exact. A fost un meci cât se poate de dur. Bun, asta a fost biletul pentru ziua de marți. 5 meciuri avem pe el, o cotă de 4,03, cum spuneam, și o miză de 200 de lei. Și să trecem, Alex, la biletul de miercuri, acolo unde avem 4 selecții de această dată și începem cu partida dintre Galatasaray și Manchester United, unde am jucat din nou pe cartonașe, peste 3,5 cartonașe, o cotă de 1,54. Da, am mizat foarte mult pe cartonașe în această emisiune, fiindcă par așa a fi unele meciuri decisive din punct de vedere al calificării și acesta este un meci foarte important pentru ambele echipe. Surprinzător, United se află pe ultimul loc în grupă cu doar 3 puncte, Galata și Copenhaga câte 4 puncte, deci este un meci cât se poate de tare acesta. Manchester United are nevoie de o victorie. Cred că Galata se va mulțumi și cu un punct. Da, ar trebui să fie un meci de cartonașe și în tur am avut destul de multe. Am avut și un cartonaș roșu. Cazemiro, cine a încasat? Da, Cazemiro. Da, Cazemiro, da. 6 cartonașe, între care unul roșu în partida tur. Un meci foarte bun făcut de Galatasaray în deplasarea de pe Old Trafford și acum, cum ai spus și tu, United are mare nevoie de victorie. Cu siguranță Galata pe teren propriu va spera la cel puțin un egal, dar dacă au fost 6 cartonașe în tur și acum situația este
una foarte complicată pentru United și cu spiritul lui Galatasaray, știm cu toții atmosfera care va fi pe stadion, cu siguranță aceștia vor încerca să se impună din nou. Bun, și tot pe cartonașe mizăm și la următorul meci, la Sevilla cu PSV Eindhoven, o cotă de 1.41 la minim 4 cartonașe. Din nou un meci important și decisiv pentru calificare. Da, au fost 5 cartonașe în confruntarea din tur. PSV este pe locul 2 în acest moment cu 5 puncte, la egalitate cu Olan, Sevilla ultima și cu siguranță Sevilla va încerca să schimbe puțin ierarhia și anul după în această confruntare. Oricum, Sevilla, o echipă, o cunoaștem din La Liga, o echipă care primește destul de multe cartonașe și e posibil să vedem din nou un meci cu foarte multe, foarte multe cartonașe, cel puțin 4 avem noi de voie. Da, văd acum, mă uitam în meciul tur, au fost 5 cartonașe, dintre care 3 au fost acordate în prelungiri. Posibil și acum să se încingă spiritele pe final de meci și să vedem din nou multe cartonașe. Ce mai avem, Cătălin, pe bilet? Mergem la un nou meci de cartonașe, la Braga cu Union Berlin, din nou, peste 3,5 cartonașe, o cotă de 1,54, cam aceeași situație. Union Berlin speră să prindă locul 3 în această grupă pentru a merge mai departe în Europa League, locul 3 ocupat în acest moment de Braga, diferența dintre ele fiind de doar 2 puncte. Da, am auzit că Union Berlin și-a schimbat antrenorul, discutam noi în edițiile trecute că de ce după înfrângeri nu schimba antrenorul, uite că l-a schimbat și să vedem, poate se schimbă ceva și în jocul echipei, vine după un egal în campionat. Da, e un duel decisiv pentru locul 3 acesta și hai să vedem și în meciul tur, au fost și în meciul tur s-au acordat destul de multe cartonașe. Au fost 5 cartonașe, dar în afara terenului care în mod normal nu se contorizează, da. Au fost 5 cartonașe și dată fiind situația în acest moment din grupă, cred că ambele vor practica un fotbal așa destul de agresiv. De altfel, cam asta e explicația pentru toate meciurile la care am ales noi cartonașe, situația din grupă și obiectivul. Importanța meciului, da. Exact. Și încheiem cu un meci care nu implică cartonașe, Bayern München cu Copenhaga. Am ales o variantă mai puțin, așa să zic, o cotă de 1.20 ca Copenhaga să nu piardă la o diferență mai mare de 3 goluri. Adică poate să piardă cu 3-0 sau cu 4-1, dar să nu piardă la o diferență mai mare. Da, Copenhaga, cum ai spus și tu mai devreme, este pe locul 2 în acest moment în grupă, la egalitate cu Galatasaray, în vreme ce Bayern este deja calificată, nu ar trebui să tragă așa de tare, să impresioneze atât de mult, zic eu, acum poate să se concentreze mai mult pe campionat. Copenhaga are mare nevoie de cel puțin un punct în această confruntare, dar nu știu dacă îl va obține, totuși mi se pare destul de dificil să văd o victorie a lui Bayern la o diferență de 4 goluri, dată fiind situația asta, cu toate că Bayern pe teren propriu a arătat de multe ori că nu ține cont de adversar, dar Copenhaga chiar a jucat bine în această grupă alături de Galatasaray. Da, și să ne amintim, în meciul tur, Copenhaga a condus-o pe Bayern până în minutul 67, a întors Bayern soarta scorului, a câștigat cu 2-1, dar un meci destul de dificil pentru bavarezi. Mă aștept ca Copenhaga să intre mai concentrată în teren, mai montată și Bayern să joace ceva mai relaxat. Și da, nu cred că va avea așa o victorie. Posibil să câștige, dar nu cu o diferență atât de mare. Exact. Avem o cotă de 4-0 pe acest bilet pentru ziua de miercuri. Din nou, o miză de 200 de lei. Cam asta a fost emisiunea, Alex. Astea au fost biletele și sperăm din nou să avem măcar unul câștigător ca să fim pe plus. Până data viitoare, eu vă salut și să fiți inspirați în alegerile pe care le faceți și pronosticurile pe care le alegeți. Succes! Succes, sport!